Următoarea prezentare iarăși este de foarte mare interes și cumva ne duce în zonă tehnică și ce se întâmplă și acolo din perspectivă de arhitectură, din perspectivă de optimizare și a aplicațiilor web. Poate ați auzit, știți, lucrați, lumea vrea microservicii, vrea deployment rapid, aplicații web toată lumea, să se întâmple dacă se poate totul în browser. Nimeni nu mai are răbdare să aștepte, cum să stai la un build nu știu cât timp, toată lumea vrea rapid. O să-l invit pe colegul meu, Bogdan, coleg, îi mulțumesc că a venit din Brașov pentru prezentarea aceasta și pentru sesiunea interactivă de după, să ne spună câte ceva în domeniul acesta. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Bună seara! În această seară o să vă prezint rularea unor teste de performanță pe platforma de container numită Rancher. Eu sunt technical lead la iQuest, lucrez în domeniul IT de ceva timp. Dacă doriți mai multe detalii despre mine, puteți găsi pe contul meu de GitHub. O să discutăm un pic despre ce înseamnă testarea de performanță, cum putem implementa folosind unealta JMeter și cum putem rula teste cu Jenkins și cu Rancher. Iar la sfârșit o să avem și un demo. Ce vrem noi să facem? Închipuiți-vă că avem un site de e-commerce, gen Domo sau Emax sau ceva de genul ăsta, și la un moment dat am vrea să testăm că acest site va merge bine și când va fi supus unui load foarte mare, gen de Crăciun sau un Black Friday, când o să avem poate mii, zeci de mii sau milioane de utilizatori care vor încerca să cumpere ceva de pe acest site. Și vrem să ne asigurăm că site-ul ăsta va merge bine. Dar avem niște probleme. Dacă vrem să testăm folosind teste de performanță, trebuie să simulăm o activitate foarte mare, gen milioane de utilizatori concurenți. Atunci ai nevoie de niște resurse pentru a testa aceste lucruri, pentru a genera acest load mare, și am vrea să minimizăm cantitatea de resurse. De exemplu, dacă ar trebui să generăm un milion de request-uri concurente, ar trebui să avem foarte multe mașini virtuale, ceea ce este un cost foarte mare. Ai mașinile alea rezervate numai pentru activitate de testare, o grămadă de bani care îi blochezi strict în sesiuni de testare și testele de performanță nu o să le rulezi 24/24, atunci ați blocați foarte mulți bani. De asemenea, am vrea să generăm un load dinamic, să generez mii de request-uri, zeci de mii sau milioane, în funcție de ce activitate vreau să simulez acolo. Iar o posibilă soluție la aceasta este să rulăm teste de performanță JMeter într-un mod distribuit, folosind containere Docker care vor rula pe platforma Rancher. Testele performanță, ce înseamnă? Pur și simplu să validezi comportamentul aplicației tale în niște condiții de stres. Sunt mai multe tipuri de teste de performanță, de low stress, spike și altele. JMeter este o aplicație Java open source. Inițial a fost făcută pentru a testa performanța unui site, dar lucrurile s-au schimbat și știe mult mai multe decât site-ul. Știe, de exemplu, să invoce servicii web sau chiar să simuleze activitate pe bază dată. Este o aplicație care poate rula atât în mod grafic, ai interfață din care pornești testele, dar și un mod așa numit headless, și este exact ceea ce vom folosi noi astăzi. Ca alternativă aș menționa Getlink și Locust. Jenkins este o platformă de automatizare. Face mult mai mult decât Continuous Integration. Și de ceva timp se folosesc așa numitele Jenkins Pipelines, care înseamnă scrii cod ca să buildești cod. Este folosită o sintaxă Groovy, un domain specific language și eu sunt foarte încântat de pipelines, le-am descoperit acum ceva timp și chiar sunt foarte încântat de ele. Ce este Rancher? Asta e o chestie care, nu știu, e cineva în sala care m-a auzit de Rancher până acum? Afară de colegii din iQuest. Mâna jos. Ok, bun. Ce este Rancher? Rancher este o platformă de gestionat containere. Inițial, munca se făcea prin niște mașini fizice, după care s-au virtualizat. După care cineva a zis, ok, dar putem face mai mult. Atunci s-au inventat containerele. Iar Rancher-ul este ceva care îți rulează containerele. Mai multe informații, avem un workshop începând cu
9 și ceva, 9 jumate, zic eu, și o să putem discuta mai multe despre ce poate să facă Rancher-ul. Ca alternativă la Rancher, aș menționa Portworks sau Portainer. Bun, soluția high level, ce înseamnă? Am aici un utilizator care va porni un build Jenkins. Build-ul ăsta va comunica cu Rancher, va crea niște o serie de containere pentru fiecare instanță de JMeter de aici. Avem un JMeter master care va orchestra rularea de teste și fiecare din acești sclavi va rula suita de teste. Un sclav, 2, 3, 100, 5.000, cât de mulți avem nevoie. Și fiecare dintre ei va rula suita lui de teste împotriva unei aplicații. Să zicem o aplicație e-commerce făcută pe SAP Hybris. După care, când fiecare din acești sclavi și-a terminat treaba, masterul, stăpânul, dacă zicem de sclav, va agrega rezultatele și apoi Jenkins va copia aceste rezultate și va publica raportul final. Cam asta este soluția și asta o să și vă arăt în demo. Mai multe informații, link-uri, materiale le găsiți, este un repozitoriu pe GitHub. Și acum o să vă și arăt un scurt demo. Bun. Deci aici este repo-ul de GitHub, unde găsiți mai multe materiale. Slide-urile vor fi publicate pe SlideShare și azi, mâine, o să actualizez această pagină și cu link-ul potrivit. Materialul pentru workshop se găsește pe GitHub. Dacă nu puteți participa, nu este nicio problemă. Îl puteți accesa oricând vreți, să-l parcurgeți pas cu pas. Bun. Aplicația care doresc să vă arăt. Bun, haideți să mergem între timp pe partea de Jenkins. Asta era, am uitat să porneți VPN-ul. Aceasta este aplicație, este o aplicație de cumpărat tichete, bilete de tren online. Se rezervă un anumit bilet, există un anumit flow și noi am vrea să testăm acest flow. Bun. Și atunci. Am aici un job Jenkins, un job parametrizat, care va cere câțiva parametri, și anume, care este aplicația online împotriva căreia vreau să rulez testele mele. În cazul meu este această aplicație. De asemenea, cu câți sclavi de JMeter vreau să rulez aplicația, hai să zicem 3, și aici, de exemplu, dacă JMeter va găsi niște probleme în execuția de teste, aș vrea ca acest build de Jenkins să crape, pur și simplu să văd că e roșu. Și de asemenea, mai am nevoie să aleg environmentul de Rancher, acea locație unde anume se vor executa containerele Docker, care de fapt conțin procesele de JMeter. Cum am zis, mai multe detalii legate de Rancher în workshop-ul de după. Bun. Voi da build și ce se întâmplă? Jenkins-ul a fost programat să caute într-un anumit repozitor de Git, acolo unde testerul își pune proiectele lui. Testerul scrie testele lui JMeter, face commit-ul și codul ajunge într-un repozitor de Git. Jobul meu a fost programat să inspecteze acel job. În momentul de față, Jenkins îmi cer un anumit input și îmi spun, ok, din ce branch din acest repozitoriu vrei să caut proiectele JMeter? E ok din master. În continuare, Jenkins-ul inspectează respectivul branch, a făcut checkout-ul acelui repo de Git și a determinat următoarele proiecte JMeter și mi le listează pe toate. Eu o să le iau pe acesta și o să zic, fă-ți treaba în continuare. În acest moment, dacă vă aduceți aminte din soluția high level, se va porni o serie de containere pe Rancher. Și o să merg în Rancher, nu pe acesta, ci pe acesta. Și
și o să intrăm pe acel environment hybris, pe care vor fi pornite niște entități. Așa numitul stack, care conține niște servicii. Serviciul de JMeter Master, cel care orchestrează rulearea de teste, respectiv sclavii. Și vedeți că sunt trei containere, fiindcă am ales trei sclavi. În momentul de față, Rancher-ul începe să pună în picioare aceste containere Docker și vedem că ele sunt bazate pe anumite imagini care sunt găzduite într-un repo privat de Docker. În momentul de față aș putea să inspectez logurile acestui container și vedem o activitate. Deci vedem că el începe să ruleze anumite lucruri. În același timp, dacă mă duc pe master, și inspectez logurile, el inițial a făcut checkout-ul repo-ului de git. Astea sunt aceste linii de log. După care el distribuie munca către cele trei containere, după cum vedeți sunt trei sclavi, și acum el așteaptă ca fiecare sclav să-și facă treaba. În momentul în care el își face treaba, master-ul generează această linie de text. Și asta încearcă Jenkins-ul să determine. Aici se vede că a rulat niște teste care și-au pus rezultatele într-un raport. Și aici, de exemplu, vedem că Jenkins-ul încearcă să facă pooling pe un anumit fișier de log generat de containerul de JMeter Master și așteaptă acel fragment, dashboard generated. Și tot încearcă să găsească acest text până când acesta este într-un final găsit. Și în acel moment Jenkins va copia raportul din containerul de master. Vedeți aici, se conectează la gazda de Rancher care rulează containerul de Docker și copiază raportul JMeter, îl importă în workspace-ul de Jenkins și apoi îl va și publica. Și fiindcă eu rulez pe Rancher anumite entități, la sfârșit vreau să fac evident un cleanup, vreau să șterg acele servicii, acel stack. Vedeți aici deja mi-arată o icoană cu roșu, înseamnă că a fost șters. Dacă merg în continuare să văd stack-urile, nu mai găsesc acel stack, fapt ce înseamnă că s-a făcut un clean-up. Și raportul arată ceva de genul acesta. Acest raport a fost făcut pe versiunea de JMeter 3.2. Versiunea mai vechi de JMeter nu oferă posibilitatea de a genera raport. Pur și simplu se generează un CSV cu o grămadă de numere și nu este neapărat interesant pentru un om să citească acel gen de raport. În schimb, acesta este destul de grafic și vedem, de exemplu, că s-au făcut o grămadă de acțiuni și cineva ar trebui să interpreteze acest raport și să poată să ia o decizie, de exemplu, trebuie în partea asta să optimizăm codul, aici merge bine, aici merge rău. Și gândiți-vă că tot ce s-a întâmplat a fost că eu doar să specific un număr de sclavi. Avantajul acestei soluții este faptul că permite unei echipe să folosească această infrastructură de teste prin simplu fapt că ei doar scriu cod. Scriu acel proiect JMeter și atât. Soluția aceasta este refolosibilă. Și încercăm acum să împingem această soluție și către alte echipe din departamentul unde lucrez eu cu echipa mea, încercăm să popularizăm această soluție. Bun. Cam atât, mai multe detalii legate de Rancher, cum am zis, workshop-ul de după. Dacă aveți întrebări. Vrei microfonul? Bun, sunt convins că cei interesați de subiect o să rămână după aceea la sesiunea interactivă alături de Bogdan. Cum scrie și în aplicație, o să rămână aici, în sala aceasta. O să avem, după pauza care o să urmeze, alte două sesiuni în salele de acolo din spate. Una în zona... cumva misterios, Bogdan și Radu. Top 7! Things, adică parcă m-aș duce undeva și călători într-un oraș, ia să vedem. Da? Bun, top 7 things that you missed in software engineering și partea de
Reactive Programming, coordonată de colegul meu Andrei, acolo din Brașov, Technical Lead în cadrul iQuest. Înainte de a vă invita să socializăm și să discutăm mai mult pe teme tehnice și nu numai, vreau încă o dată să vă mulțumesc pentru participare. Mi-aduc aminte când eram la începuturile, să zicem, carierei acestea și circula foarte mult acum 12-13 ani, acel text că vine directorul financiar către directorul general al firmei și zice, păi da, dar de ce să trimitem la cursuri sau să învețe angajații ceva nou, că dacă pleacă după aceea, și acel clasic răspuns, deja îl știți toți, presupun, da, dar ce se întâmplă dacă cumva rămân în firmă și nu sunt la standardele noastre. De aceea vă mulțumesc pentru timpul acordat, pentru faptul că ați venit, sper să ne vedem și anul viitor, o parte dintre voi știu că au fost și în, la edițiile precedente și vă mulțumesc că investiți în dezvoltarea voastră profesională. Vă mulțumesc, ne vedem la sesiunile interactive, sper în număr cât mai mare și mergem în hol pentru a servi ceva. Seară bună!